A râs cineva de tine prima oară când ai venit în România pentru că nu vorbeai corect? Ți-a fost greu la Survivor? Ai legat vreo prietenie cu vreun concurent de acolo? S-a legat vreo idilă între tine și vreun concurent de la Survivor? Așa călcâiele ți s-au aprins după cineva? Mi-a plăcut. De el? Nu i-ai spus că-l placi? Da, deci nu. Mie trebuie să-mi faci un desen. Oana, preia cazul. Hai, că aici e domeniul tău. Preia cazul, să mor, deci nu. Poți să nu-ți dea și ție un apartament de lux cadou? Merit mai mult decât un geantă în Chanel, din punctul meu de vedere. Nu cred că sunt obligată să răspund. Vreau să spui dacă te-ai sărutat vreodată cu o femeie. Da și nu. Nu. Sau da. Nu. Sau da. J Balvin, cine mai... Taci, mă, Octav! Ființa asta adorabilă care a venit la noi în emisiune, sunt sigură că va răspunde sincer tuturor întrebărilor pe care noi le-am pregătit. Și nu numai, pentru că noi pe lângă cele pregătite, Octav știe foarte bine că avem și o serie de întrebări nepregătite, adică întrebările pe care le punem noi pe moment. Ce ne vine nouă, niște momente în care punem așa întrebări, țaca-paca, ne vine nouă așa să punem ceva întrebare. Aseară ne-a venit. O întrebăm. Înțelegerea e o fată atât de mișto încât nu se supără, nu ne ceartă. Educat. Educată, bine crescută, talentată și superbă, Xonia! Te pup, te pup, vă pup amândoi de faci și mă bucur tare mult că sunt aici alături de voi. Chiar mi-a dorit foarte mult să vin aici. Tot urmăream, vedeam, zis, mă, Oana nu mă invită, nu zice nimic. Ceea ce nu știe este că pare că eu fac aici cărțile, însă Octav este cel care decide invitații, cum, în ce fel, sincer, îi sucește, îi învârtește. Dintre noi doi, eu mă bucur cel mai tare că a venit Xonia. Da, oameni buni, până să dăm rec, Octav o întreba, când pleci în Canada, când pleci în Australia, da, când te întorci, da. Adică Octav chiar crede că ar putea să... formeze un cuplu cu Xonia. Orice este posibil în ziua de astăzi, nu? Da, bine. Niciodată să nu zicem niciodată. Noi îți mulțumim că nu-l lași să-și piardă speranța. Dăm speranță, da, lasă-mă măcar cu speranța. Asta e singura care... Noi apreciem foarte mult asta la tine, că nu-l lași să-și piardă speranța. Eu mă întreb cât de educat să fii și cu bun simț încât să spui așa ceva. Da, să nu zici, băi, știi ceva, lasă-mă în pace. Nu înțeleg de ce să-ți pierzi speranța. Draga noastră, te afli în fața unui detector de minciuni. Da. Bine, observ că ești conectat acolo super, super strâns, că mi-ai zis că abia îți mai simți degetele. Da, în pălpie, cum se zice. Da. Și avem câteva întrebări, unele mai grele, unele mai ușoare, la care va trebui să răspunzi cu da sau nu și evident că noi vom afla dacă ne minți. Dar, ca situația să fie mai, să pară mai simplă, da. Așa. Avem pentru tine, de fapt, pentru noi. De la prietenii noștri, de la Domeniile Davidescu, un vin. Bă, un vin bun, rău de tot, un vin roșu sec, care ci că deschide orice drum, orice cale, orice. Zi, cu deschide orice cale, orice drum. Dezleagă orice cununie. Zi. Orice drum de seară. Îl va deschide Octav. Perfect. Și să începem. Hai să începem, da. A fost grea acomodarea în România? Nu. Nu minte, nu. A râs cineva de tine prima oară când ai venit în România pentru că nu vorbeai corect? Da. Da. Te făcea să te simți nașpa chestia asta, că nu știu, avea anumite... Nașpa, nu pot să zic că am avut o experiență nașpa. Chiar am fost foarte norocoasă tuturor care m-am întâlnit la început și în continuare și în ziua de astăzi, foarte frumos mă corectează și nu mi-l spune într-un mod neplăcut sau cu răutate. Și la început, sincer, majoritatea persoanelor m-a lăsat să vorbesc greșit și stricat și așa m-am obișnuit și m-am învățat și la un moment dat nu mai era drăguț, că nu mai aveam, nu știu, 18 ani. Și a durat puțin mai mult timp până să, mulțumesc frumos, până să vorbesc mai bine, gramatical, vorbind în limba română. Încă fac greșeli, o să vedem foarte bine, foarte clar și acum, dar este mai bine și cel puțin consider că e cel mai important lucru să poți să te înțelegi cu cineva. Și... Da, și dacă și oricum mie mi se pare că ești foarte simpatică. Așa că persoanele care au râs și dacă au râs, să știi că sunt rele. Hai, noroc și Doamne ajută. Nu susținem lucrul ăsta. Deloc. Deloc, deloc, deloc. Noroc. Doamne ajută. Ți-a fost greu la Survivor? O, e bună. Da. Dacă mi-a fost greu la Survivor. Da, mi-a fost greu. Deci da. Da. Da, dar mi-a plăcut foarte mult. E un greu foarte plăcut. Mi-am dorit foarte mult din momentul în care am primit telefonul și am fost de acord și am zis da, mă interesează să particip și apoi s-a confirmat participarea mea în concurs. A fost un greu pe care pentru mine mi-a dus foarte multă satisfacție și am fost dezamăgită, sincer, că am plecat acasă atât de devreme, am vrut să rămân mai mult. Da, a fost ceva ce mi-am dorit foarte mult să-mi dovedesc mie că pot să fac față la un astfel de situație și pentru mine, da, a fost multe lucruri pe care le-am bifat și mă bucur că am avut experiența asta. Ai legat vreo prietenie cu vreun concurent de acolo? Da. Cu cine? Da. Zic adevărul, nu? Da, da. Până acum, da. Am început bine. Ce mă enervează că zici numai adevărul, nu mai minte deloc. Deci... cu cine? Cu TJ, cu Laura, cu Emil, cu Radu, cu Alex, Iundelea și Alex Popa. Popa, da? Da. Cred că zic bine. Cred că da. Și eu că nu știu pe toți, Popa, chiar pe toți. Popa, Alex Popa, da. Mă înțeleg foarte bine cu toată lumea de acolo, cu Andreea, cu Otilia, dar celor care le-am zis întâi. Numele cel mai bine, am înțeles. Mai apropiată. S-a legat vreo idilă între tine și vreun concurent de la Survivor? Nu. Niciuna. Nu, băi, sunt singură, cum să se leagă o idilă? Temporar. Ești singură acum, dar ok, nu s-a legat vreo idilă, nu s-a legat, dar așa călcâiele ți s-au aprins după cineva? Da. De la Survivor? Da. Ia să vedem, da. Trebuie să știm numele. Asta e altă întrebare? Sau? Da, da. Vrem să știm numele persoanei de care te-ai îndrăgostit, să zic așa. Da, nu m-am îndrăgostit. Ți-a plăcut de el la Survivor? Mi-a plăcut, da. De cine? De cine știu eu? E bine că i-a plăcut. Zine, e cumva de TJ Miles? Mi-a plăcut. De el? Mi-a plăcut, da. Ah, da, stai. Deci te-ai îndrăgostit sau nu de TJ Miles la Survivor? Nu m-am îndrăgostit de nimeni. Dar s-au prins călcâiele după TJ Miles? Nu, mi-a plăcut de o persoană anume. Cine? Mai contează. Contează? Nu contează. Eu sunt cu mâna pe Google. Puțin relevant. Mi-a plăcut și în continuare respect și... Ai încercat să ai vreo relație cu el când ați ajuns aici? Nu. I-ai spus vreodată că îl placi? Nu. Nu i-ai spus că îl placi? Nu. Dar el a încercat ceva? Ai așteptat să vezi dacă gen face el un pas? Nu, pentru că... Cum? Nu pot să înțeleg, nu înțeleg. Nu, stați puțin. Explică-ne și nouă, deci l-ai plăcut pe el. Este foarte rar să-mi placă de cineva. Mie, personal, să-mi placă de cineva. În general vorbind. În general. Și, ok, celor persoanelor de care mi-a plăcut, în care am simțit că a fost o chimie sau a fost mai multe? Ceva care m-a atras, în general, da. M-a atras către o persoană anume, da. Nu înseamnă că cu cât cunoști acel persoană, consider că vreți același lucru. Sau, indiferent dacă mie mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut de cineva la un moment dat, da? Dacă e... vrem lucruri diferite sau avem drumuri diferite în viață, nu... cum să zic... Deci ți-a plăcut și când ați ieșit afară, nu ți-a mai părut potrivit așa pentru tine, să zic așa? Nu, nu, stai puțin, nu. Că, în general vorbesc. În general. Nu înțeleg nimic, deci oricum nu înțeleg nimic. Deci în general e așa. În general. În general. În particular. Da, deci nu, mie trebuie să-mi faci un desen. Așa. Deci ți-a plăcut, păi stai să văd cum poți să... Nu, păi vezi, eu zic în general, nu zic acum de o experiență. Și acum să ne raportăm direct la cazul Survivor. Da. Să creadă lumea că vorbesc despre despre cine vrei tu acum să povestim despre. Da. Deci, nu ne referim neapărat la TJ Miles, deși noi credem că el este. Yes. Deci, în general, legat de ultima mea relație, și am ajuns la aceeași concluzie că nu este prea bine să dai anumite lucruri, să le împarți cu, în general, cu publicul. Și din cauza asta nu aș vrea să intru, să povestesc despre niște lucruri personale mie. Sunt mai mult decât deschisă să zic în general, dar nu să am înțeles. Dau exact o explicație, pentru că până la urmă e viața mea personală. Da, bine, noi nu prea acceptăm chestia asta, dar ne prefacem că o facem. E bine că e pe drumul ăla, că și eu sunt la vârsta în care tot pe drumul ăla. Da, uite câte chestii în comun aveți, deci vine să cred, și eu îmi doresc să ducă spre căsătorie, spre copii, spre alea, adică nu mai sunt, adică e foarte bine. Da, bineînțeles. Și bine că n-ai ieșit cu un general, că dacă ai ieșit cu un general... Da, și mai ales că tu și iubitul ei aveți foarte multe chestii în comun. Fostul ei iubit a fost milionar, tu la fel, adică sunt sigură că ai mari șanse. Stai puțin, n-are legătură treaba asta. Nu, uite, deci nu contează situația financiară a unui bărbat, nu? Da, contează. Ok. Așa. Dar contează pentru mine cel puțin să fim la același nivel. Dacă nu, el mai mult. Decât mine. Decât tine. Decât mine, da.